Salut! Cu cine avem onoarea? Auzi, Atena Maria, de la clasa 10B, Elevă Sfântul Sava. Felicitări, ești câștigătoarea unei burse EVO 1 în luna octombrie. Mulțumesc. Ești cea mai ambițioasă elevă din clasa ta. Cum este? Cum te simți? Super, deci nu mă așteptam și am emoții și mă bucur așa de mult. A fost concurența mare la voi în clasă? Da, am colegi buni la toate materiile, sunt buni și la materiile care îmi plac mie și la materiile care nu îmi plac mie, deci e super, sunt foarte bun. Ce înseamnă pentru tine ambiția? După părerea mea, ambiția este atunci când un om face ceva, ceva ce place lui și nu mai ține cont de ce spun ceilalți, indiferent că e rău, că e bine și continuă, pur și simplu, în ceea ce îi place. Ce părere ai despre proiectul nostru EVO 1? Păi, de unde să încep? Faptul că am aflat că o să fie un proiect și o să fie un concurs cel mai ambițios, m-a determinat automat, într-un mod conștient și într-un mod inconștient, să învăț mai bine, să fiu mai atentă în clasă. Deci, cred că are un impact foarte mare asupra elevilor. Adică, pur și simplu, cred că îi face să le pese de școală și de învățat. Ceea ce e un lucru foarte bun, după părerea mea. Super! Mulțumim mult și multă ambiție în viitor! Cu plăcere!